Un celebru bucătar a tras un puternic semnal de alarmă cu privire la produsul pe care mulți au ajuns să-l consume zi de zi. Acesta l-a numit îngrozitor, punctând că acest ingredient ar trebui interzis în preparate și retras din magazine. Cunoscutul bucătar James Martin, fosta gazda a show-ului Saturday Kitchen, a vorbit recent despre un produs pe care îl consideră un pericol pentru sănătatea organismului uman, cerând să fie scos din magazine. Martin, în vârstă de 50 de ani, a cerut ca acest ingredient de bază să fie interzis în preparate, numindu-l îngrozitor. Bucătarul spune că preferă să folosească în locul ei laptele integral, untul sau smântâna, în condițiile în care el este copil de fermier, precizând că în casa lui, în perioada copilăriei, nu a existat lapte semidegresat. Aceasta este problema în această țară. Nu este untul dintr-un bloc de unt sau untul pe care îl pui pe pâine prăjită ca ingredient, a mai spus bucătarul. În cadrul interviului, celebrul bucătar a povestit cum încerca să își prepare singur de acasă mesele de prânz, pe care le lua apoi la pachet, relatează playtech.ro.